ai fost cu noi în așa fel încât să putem să încheiem un an. Îți mulțumim pentru experiența care ne-ai dat, pentru puterea de lucru, pentru credința pe care ne-ai dat-o în acest an. Iar acum veniți la încheierea anului, venim ca să cerem din nou sfaturi și să putem să, dacă putem să reparăm ceva din ce am stricat sau să putem să călcăm cu pași repezi și sănătoși pe anul care urmează. Amin. Îți mulțumim pentru cuvântul tău, îți mulțumim pentru servul tău pe care l-ai decis Amin. În această seară să vorbească, te rog în Duhul tău cel Sfânt să-l întărești, Amin. Dai putere, să-i dai înduită cunoștință și înțelepciune ca să poată să-l prezinte cuvântul tău ca de la tine. Binecuvântează și pe noi, curățește inimile noastre, fă-ne gata să primim cuvântul tău și să putem să-l punem în practică, să semănăm sămânța așa cum am cântat, să semănăm sămânța pe orice vreme, în orice moment, fără scuze și fără motive. Amin. În numele Domnului Iisus te-am rugat și îți mulțumim. Amin. Amin. Mulțumim lui Dumnezeu pentru că suntem din nou împreună în seara aceasta și suntem gata să începem un nou studiu din parabolele Domnului nostru Iisus Hristos. Fratele Kevin este aici și din nou a sosit la timp ca întotdeauna, chiar dacă este foarte, foarte departe, este alături de noi și este gata să ne mai aducă o parabolă în față în seara aceasta. Întrebați-l, vă rog frumos, care este subiectul din seara aceasta? What is the topics in this night? Topic tonight is how much is enough. Ați auzit, da? Cât de mult înseamnă destul. Mulțumim, vă rugăm să ne spuneți, noi încă așteptăm, pentru noi nu e destul, vă ascultăm oricât de mult ne spuneți. Mulțumim. For us it's not enough. We're waiting for you to come. Thank you. Thank you very much. Well, good evening. Mulțumesc, bună seara. And it's good to see each of you out here again. Sunt bucuros să vă văd în seara asta din nou. The weather has improved a little bit. Vremea s-a îmbunătățit. And not as wet and not as windy. Nu așa de umed, nu așa de vânt. And well, it's not quite as cold. It's a little cooler, but nu e chiar așa rece, e puțin rece, dar e normal. Well, again, yes, that was the title of the sermon tonight is or the talk tonight is how much is enough? And we're going to Matthew 25. Subiectul din seara asta, cât de mult este suficient. Mergem din nou în Matei 25. And what we're doing is going into the fourth parable that Jesus gave on the last day events. Și vom studia parabola cu numărul 4 pe care Domnul Hristos a rostit-o. And by way of reminder, we have Jesus giving six parables in these passages. Ca să ne reamintim, Domnul Hristos a spus 6 parabole în aceste pasaje. It's really actually interesting how little time he spends on the signs of the times as he does of the stories of the times. Este important cât de puțin a petrecut el și cât de scurte sunt aceste povestiri despre And we found out that it was for good reason. Și ne dăm seama că el a fost pentru un scop bun. When the disciples were asking about the signs of his coming and when he would return, the first words out of his mouth was, "Let no man deceive you." Primele cuvinte când ucenicii l-au întrebat despre semnele venirii sale, au fost, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Jesus knows that his people are in danger of being deceived. Domnul Hristos știa că poporul lui e în pericol de a fi înșelați. We should never become content in thinking that just because I'm a child of God that I can't be misled. Nu putem fi mulțumitori în noastră că suntem copii al lui Dumnezeu, că în felul acesta nu și noi putem fi amăgiți. Because Jesus said, "Let no man deceive you." Și că Hristos a spus, nimeni să nu vă amăgească. And we found that he said it three times in chapter 24 alone. Și a spus aceasta de trei ori în Matei 24. So Jesus is suggesting that in the last days, the possibility of being deceived, his people being deceived, is very high. În acest verset ne spune Domnul Hristos că este foarte ușor ca poporul lui să fie înșelat. Because his people will look for his coming. They want him to come. And the devil knows that. Poporul lui se uită spre a doua venire și Satana știe asta. And so the devil will try to work on that desire and to give a false understanding about it. Și Satana lucrează având în vedere această dorință a poporului și caută să înșele. And so Jesus said that many will be not deceived. Many false Christs and false prophets will be in the world. Nimeni să nu vă înșele. Mulți profeții și proroci vor veni în lume, proroci mincinoși.
So instead of spending a lot of time on the signs of the times, Jesus gives us 6 stories. În loc să petreacă mult timp în semnele celei de-a doua veniri, Domnul Hristos ne dă 6 povestiri. And that's what we've entitled our series, The Parable of the End Times. De aceea l-am intitulat Pildele Sfârșitului. And we've gone through the parable of the fig tree, and the important point we wanted to emphasize there was the sure word of God. În pilda smochinului am subliniat importanța cuvântului lui Dumnezeu. He said, the heavens and earth will pass, but my words will never pass away. El a spus, cerul și pământul va trece, dar cuvintele mele nu vor trece. So no matter how long it is until Jesus comes, we should not be discouraged. Nu contează cât timp va trece, noi să nu fim descurajați. For his word will come to pass. Pentru că această lume va trece. And the next sermon was on Noah, the story of Noah. Următoarea a fost povestirea lui Noe. And there was a couple of things mentioned about it. Și sunt două lucruri menționate aici. One is that we don't know the day or the hour when Jesus is going to come. Una este aceea că nu știm ziua și ora când Hristos va veni. That he'll be coming on a day that we least expect it. Va veni în ziua în care ne așteptăm cel mai puțin. And that Jesus says is in the days of Noah they will be eating and drinking, marrying and giving in marriage. În zilele lui Noe oamenii se însurau, se măritau, beau, mâncau. Jesus was saying that don't get comfortable in this world in the normality of life. Și Domnul Hristos spunea să nu fiți confortabil în această rutină a zilelor de pe urmă. Because it's during the time that life is normal that Jesus comes. Pentru că în această viață cu normalitatea ei va veni Hristos. So we shouldn't be comfortable in this world. Așa că să nu ne simțim confortabili în această Because lume. Because we are searching for a country and a city whose maker and builder is God. Pentru că noi ne uităm spre cetatea care temerii este Dumnezeu. And so this world is not our home. Această lume nu este casa noastră. And last night we talked about the good and evil servants. Și în seara trecută am vorbit despre servul bun și cel rău. We discovered that the good servants are going to be about the task of are about doing the task that God has left them to do. Servul cel bun, am văzut, a făcut ceea ce stăpânul lui a încredințat. Faithful servants aren't frustrated because Jesus takes a while to get back. Servul cel bun n-a devenit frustrat în așteptarea lui pentru că stăpânul lui întârzia. The faithful servant wants to do the master's work no matter how long it takes for Jesus to return. Servul cel bun își făcea datoria și nu conta cât de mult va dura până va veni stăpânul lui. And we learn that the evil servant și învățat despre servul cel rău was the one who got tired of waiting. Care a obosit așteptând. Because in his heart the evil servant was not dedicated to Jesus. Pentru că inima acestui serv rău nu era în serviciul lui Hristos. And so the longer the wait went, și cu cât timpul înainta, the less inclined he was to do the things that he was supposed to be doing. Cu atât mai puțin a fost el implicat în ceea ce trebuia să facă. He had an outward appearance of being a believer, și în aparență părea așteptător, but in his heart he really wasn't. Dar în inima lui nu era. And so that's why we say he said in his heart, my master delays his coming. De aceea noi zicem, el zicea în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină. He was becoming convinced that what he was doing was a waste of time and we needed to do something else. Era convins că ceea ce face el este o risipă de timp și să facă altceva. So last night we talked about a heart work that has to be done in our lives. Așa că aseară am învățat despre lucrul cel greu care trebuie făcut. Asking ourselves the question, why are we doing what we do in church? Întrebarea este, de ce facem noi ceea ce facem în biserică? Are we doing it out of a heart commitment to Christ, out of love for him? Facem noi din inima, din convingerea inimii noastre că este lucrul lui Hristos? Or are we doing it just for show and to be a part of the social connectedness that we have among us, but not really dedicated to Christ. Sau facem așa pentru că avem o slujbă de făcut și în serviciile noastre sociale, nu pentru că am avea ceva de făcut pentru Hristos. Now when I know when we start talking about a hard work, that can be kind of intimidating for us. Când vorbim despre un lucru greu, poate să fie ceva care să ne intimideze. We are all in different places in our walk with Christ. Suntem în diverse situații când umblăm cu Hristos. Some of us have a very close relationship.
Unii dintre noi au o relație mai strânsă, mai apropiată. Some of us have a struggling relationship. Alții au o viață de luptă. Some of us, our hearts are really loving Jesus. Unii dintre noi îl iubim din inima noastră pe Hristos. Some of us are divided. Alții dintre noi suntem împărțiți. But Jesus works with anybody wherever they're at as long as they let him in. Dar Domnul Hristos lucrează cu oricare din aceștia, numai cu condiția să lase să intre în viața lor. And some of us have a lot of struggles in our walk. So mulți dintre noi avem o seamă de lupte în umblarea noastră. I want to read a very encouraging quote for us who struggle. Vreau să citesc să amintesc un citat despre lupta noastră. And it's out of Desire of Ages, page 440. Din Dorința veacurilor. Okay, and what I'll do is I'm going to read a sentence and he will translate. Angels of glory that do always behold the face of the Father in heaven, joy in ministering to his little ones. Îngerii care locuiesc în glorie și în sfințenie, care au fața îndreptată către Dumnezeu, îl servesc cu bucurie și îndeplinesc lucrarea lor. Trembling souls who have many objectionable traits of character are their special charge. Sufletele care tremură, care au multe încercări și defecte de caracter, sunt obiectul său special. Angels are ever present where they are most needed, with those who have the hardest battle with self to fight and those whose surroundings are the most discouraging. Îngerii care sunt prezenți și acolo unde este nevoie sunt cu aceia care se luptă din greu cu ei înșiși și care sunt înconjurați de descurajare. So we're told by the pen of inspiration. So, dacă vorbim despre acest ton al inspirației, that for us who have the most objectionable traits of character to overcome. Avem defecte de caracter pe care trebuie să le stăpânim. Jesus has sent the most angels to work with. Domnul Hristos trimite îngerii săi ca să lucreze cu noi. Isn't that encouraging? Nu este aceasta încurajator? Because Pastor James has many objectionable traits of character. Pastorul James are multe de lucruri de schimbat. You can just ask my wife. Puteți să întrebați soția mea. And she will tell you all my objectionable traits of character. Și va spune despre acele trăsături de caracter. But the good news is that Jesus sends lots of angels to help people like us. Dar vestea bună este că Domnul Hristos trimite îngerii săi ca să ne ajute. So don't be discouraged. Așa că nu vă descurajați. Continue to look unto Jesus. Continuați să vă uitați către Hristos. Trusting his promise. Încrezându-vă în promisiunile lui. The promise that he who has begun a good work in us. Promisiunea că cel ce a început o lucrare bună în noi is going to finish it in the day of Jesus Christ. O va duce la bun sfârșit până la venirea lui Iisus Hristos. That's Philippians 1:6. Filipeni 1:6. All right, let's turn to our next parable here. Să venim la următoarea pildă din seara aceasta. Probably one of the most familiar parables for Seventh-day Adventists. Una din cele mai familiare ale noastre, ale adventiștilor din ziua 7. The parable of the 10 virgins. Parabola celor 10 fecioare. Matthew chapter 25. Matei 25. And we'll be looking at verses 1 through 13. Versetele 1 la 13. And the kingdom of heaven shall be likened to 10 virgins. Who took their lamps and went out to meet the bridegroom. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. Now 5 of them were wise and 5 were foolish. 5 din ele erau nechipzuite și 5 înțelepte. Those who were foolish took their lamps and took no oil with them. Cele nechipzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn. But the wise took oil in their vessels with their lamps. Dar cele înțelepte împreună cu candelele au luat și un de lemn în vase. But while the bridegroom was delayed, they all slumbered and slept. Fiindcă mirele zăbovea, au ațipit toate și au adormit. And at midnight a cry was heard, behold, the bridegroom is coming. Go out to meet him. La miezul nopții s-a auzit un strigare, iată mirele, ieșiți în întâmpinare. And all those virgins arose and trimmed their lamps. Atunci toate fecioarele s-au sculat și și-au pregătit candelele. And the foolish said to the wise, give us some of your oil, for our lamps are going out.
Cele nechipzuite au zis celor înțelepte, dați-ne din lemnul vostru, căci ni se sting candelele. But the wise answered, saying, no, lest there not be enough for us and you, but rather go to those who sell and buy for yourselves. Cele înțelepte le-au răspuns, nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai degrabă, duceți-vă la cei ce vând unde lemn și cumpărați-vă. And while they went to buy, the bridegroom came, and those who were ready went with him to the wedding, and the door was shut. Pe când se duceau ele să cumpere unde lemn, au venit mirele. Cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Afterwards, the other virgins came also, saying, Lord, Lord, open to us. Mai pe urmă au venit și celelalte fecioare și au zis, Doamne, Doamne, deschide-ne. But he answered and said, Surely, assuredly, I say to you, I do not know you. Dar el, drept răspuns, le-a zis, adevărat vă spun că nu vă cunosc. Watch therefore, for you neither know the day nor the hour in which the Son of Man is coming. Vegheați, dar, căci nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. This story is a very common one that we know pretty well as Adventists. Această pildă este foarte cunoscută nouă. And I believe Jesus was perhaps watching a wedding procession at this time. Și probabil că Domnul Hristos privea procesiunea unei nunți în vremea aceea când le-a spus această pildă. Something that was very common in that part of the world at that time. Ceva care era obișnuit în acea parte a lumii. Remember, this is the season of the Passover. Amintiți-vă că acesta era perioada Paștelui. When Jesus is giving this discourse. Când Domnul Hristos a ținut această prelegere. So it's just before his crucifixion. Chiar înainte de răstignirea sa. And Passover was the most well-attended feast there was in the Israel economy. Și Paștele era cea mai mare sărbătoare la care participau cei din Israel. More people came to Passover than any other feast. Mulți veneau la această sărbătoare a Paștelui mai mult decât la celelalte sărbători. It was a festive time commemorating when Israel was let go out of Egypt. Era o comemorare aceasta când poporul a fost eliberat din Egipt. It was really the birth of a nation. Era nașterea poporului Israel ca națiune. It had the idea of new life and rebirth. Era ideea unei noi vieți, a unei renașteri. And so it was a popular time for people to have weddings. Așa că era popular pentru popor ca să aibă și nunți cu acea ocazie. So I think a wedding procession was going on. Așa că presupunem că o procesiune a nunții trecuse. And Jesus would take that event and make a important story out of it. Și Domnul Hristos a preluat acest eveniment ca să facă această frumoasă aplicație. Now I don't know about you. Nu știu mult despre dumneavoastră. But the weddings that I've been to, I've never been to a wedding that starts on time. Dar n-a fost nici la nuntă care începe la timp. And you say amen. They never start on time. Niciodată nu încep la timp. And in this case you have 10 virgins. În acest timp aveam 10 fecioare. And 5 of them were wise and they decided to take extra oil as a contingency plan that the wedding may not come off on time. Cinci dintre ele au fost mai înțelepte și au luat și un de lemn de rezervă dacă cumva mirele zăbovea. The five foolish ones didn't really care if it started on time or not. They just took their chances. Took the lamps, they were going to go. Cele neînțelepte nu le-au păsat dacă mirele vine la timp sau nu, ci și-au luat candele și-au plecat. But the wise recognized that there could be some mishaps that would cause the wedding to be delayed. Dar cele înțelepte și-au luat în calcul că ceva s-ar putea întâmpla să întârzie procesiunea nunții. They took extra just in case. Au luat ceva rezervă dacă ceva se va întâmpla. They wanted to make absolutely sure that they were going to be part of that festive occasion. Ei au vrut să fie sigure că sunt absolut participante la acel eveniment. The wise virgins had a close dedication and commitment to the bridegroom. Aceste fecioare înțelepte aveau legături strânse cu mirele. They wanted to make sure they're going to be a part of that celebration. Și voiau să participe la această celebrare. So they took extra oil. Așa că au luat ulei în plus. Now as it would be with weddings, there was a delay.
Așa cum se întâmplă de obicei, a fost o amânare. The bridegroom didn't come on time. Mirele nu a venit la timp. And all the virgins, all 10 of them, waited and then fell asleep. Și toate au așteptat și până la urmă au ațipit. And then it wasn't until late into the evening. Și a fost până seara târziu. That one of the messengers came ahead of the procession and said, "Behold, the bridegroom is coming." Când unul din cei care conduceau ceremonia din mesageri a venit și a strigat, iată, mirele vine. And all the virgins arose out of their sleep. Și toate fecioarele s-au deșteptat, s-au trezit. Started trimming their lamps. Încercau să-și potrivească lămpile. And moving off towards the being part of the procession. Și să ia locurile lor în procesul acesta, în ceremonie. When the five foolish virgins noticed that their lamps had very little oil, it was almost out. Și cele neînțelepte și-au dat seama că nu aveau ulei, foarte puțin rămăsese. And there wasn't going to be enough to be able to follow the procession all the way in. Și că nu aveau suficient ca să participe la toată această procesiune. So they asked the five wise virgins to give some of their oil. Așa că le-au rugat pe cele înțelepte să le dea și lor puțin. But they said not so unless there's not enough for us to also make it, but you need to go and buy your own. Nu, pentru că nu, s-ar putea să nu ne ajungă și nici nouă, nici vouă, și așa că mergeți și cumpărați. So off go the foolish virgins to get some more oil. Așa că cele neînțelepte au plecat să caute ulei. The procession came, the wise joined the procession and they go into the wedding. Procesiunea a sosit, cele înțelepte au intrat în ea și au intrat în cameră. And then the door was shut. Și ușa a fost închisă, încuiată. And then the five virgins show up too late. Și cele neînțelepte au venit prea târziu. Our story is telling us here that those who follow Jesus who are wise, povestirea ne spune că cele ce au fost înțelepte și l-au urmat pe Hristos, are going to prepare, they're going to have contingencies in place in case something goes a little longer than expected. Aveau ceva de rezervă în caz că ceva rău se întâmplă. They're going to make certain that they bring enough to carry them through to the end. Au adus rezervă ca să fie sigure că le ajunge până la sfârșit. They have a deep-seated desire to be at the feast. Aveau o dorință sinceră, mare, de a fi la această sărbătoare. So it would be like us taking extra batteries for our flashlights. Este ca noi care ne luăm baterii de rezervă pentru lanterne. We would take extra ever-ready batteries. So ne luăm de rezervă. We would want to be ready to meet the bridegroom. Ca să fim gata să întâmpinăm mirele. And so God's people who are ready are those who plan ahead. Acei oameni care sunt gata și plănuiesc dinainte. And make as much preparation as possible. Și fac atâtea pregătiri cât este necesar. To be part ca să fie o parte of that feast. A acelei sărbători. Now I'll tell you, not preparing enough can get you in a lot of trouble. Dacă nu te pregătești suficient, poți să ai probleme. I like to climb mountains. Îmi place să urc pe munți. And I had two friends back in Utah where I pastored. Am doi prieteni care sunt în Utah unde am fost pastor. Who like to climb mountains also. Care le place să meargă pe munți asemenea. And in April when the snow was still on the mountains, și în aprilie, când încă era zăpadă pe munți, we wanted to take a hike onto a very popular mountain in the area. Vreau să urcăm pe unul din muntele popular din acea zonă. And make it to the top of that snow-covered peak at sunrise. Și să ajungem pe vârful muntelui înzăpezit la răsăritul soarelui. It was our first hike up a mountain that year. Era prima urcare pe munte în ziua aceea. And neither of us were in the best of shape. Și nimeni dintre noi nu era într-o formă prea bună. And those two young men were 12 years younger than I was. Și acești doi prieteni erau 12 ani mai tineri decât mine. But we got our provisions together and put it on our backpacks and had our snowshoes and we headed up the mountain. Dar ne-am luat echipamentul, rucsacii în spate, pantofii de munte, bocanci și am urcat. And the plan was to go up partway and camp overnight. Și planul era să noptăm undeva pe drum. And get up very early in the morning when the temperatures would be very cold and the snow would be hard.
Și să ajungem acolo dimineața când timpul este foarte rece și zăpada este tare. And we'd be able to get rid of our snowshoes and just climb with our crampons, which is these spike things that are on the bottoms of your shoes. Așa că mergeam și urcam cu niște bocanci cu crampoane care să ne ajute să Which makes walking hiking a lot easier on the snow. Care face drumul mai ușor pe prin zăpadă. But as it would happen, a couple of things took place. Dar așa cum de obicei se întâmplă, câteva lucruri au avut loc. I mean, we brought food and water. Am adus alimente, am adus apă. We ate a little meal that night before we went to bed. Am mâncat ceva înainte de a merge la culcare. But we recognized that we had forgot some stakes to really put the tent down very strongly. Dar am uitat să luăm niște bețe, țăruși, ca să prindem corturile so foarte bine. The top was flapping in the wind and making noise. Așa că vârful acoperișul se flutura și făcea zgomot. And I know I didn't get any sleep, and I know that because the other two got sleep because they were snoring. N-am putut să dorm deloc, dar știu că ceilalți dormeau pentru că sfureau. Because every time the wind blew, the flap would hit me in the face and I would wake up and I couldn't sleep. Pentru că de câte ori vântul bătea, acea cort mă bătea peste față și nu puteam să dorm. And then we got up at 3 o'clock in the morning. Ne-am trezit la 3 dimineața. Going to make sure that we could make plenty of time. We had probably another 5 or 6 miles to go to the top of the mountain. Așa că mai avem 5 sau 6 mile să ajungem la timp pe vârf. But all night with the wind blowing, dar toată noaptea cu acel vânt care a bătut, the temperatures were still pretty high. Temperatura era totuși ridicată. And so the snow was soft. Așa că zăpada era moale. And we still had to use snowshoes, which takes a lot more time. Foloseam bocanci de zăpadă care ne lua timp mai mult. We took a wrong trail. Am luat un drum greșit. Which caused us extra time to have to go straight up the side of this hill with our snowshoes to get to the top. Așa că a trebuit să ne redirecționăm și ne-a luat mai mult timp. But we finally got to the top of the ridge where the snow became hard. Dar în sfârșit am ajuns pe vârf unde zăpada era tare. But we had expended a lot of energy trying to get there. Dar am cheltuit o grămadă de energie să ajungem acolo. We hiked and we went along the ridge in our crampons. Așa că am mers pe vârf cu acești bocanci grei cu crampoane. And the weather began to deteriorate. Și vremea a început să se strice. The storm that we knew that was coming in came in about 8 hours faster than we anticipated. Vremea rea care noi știam că va veni, a venit cu 8 ore decât am anticipat noi mai devreme. And we had struggled so hard to get through the snow. Ne-am luptat așa din greu ca să ajungem la zăpadă. It took us so long that sunrise happened a long time before we got to the top of the peak. Ne-a luat așa de mult timp pentru că am ajuns cu mult în urma de soarele a răsărit. But we decided we want to go to the peak, the top of the peak anyway. Așa că ne-am hotărât să mergem pe vârf. And everything was sunny and nice there at first. Așa că dacă a fost soare și frumos la început. But as we started going at the base of the peak and making our last run up to the top, there was clouds coming over the top of the peak. Așa că acolo când eram pe vârf, deja au început să vină nori pe vârful acela. Not a very good sign. Nu, un semn nu prea bun. We knew that there was something coming in and making up, and sure enough, clouds came in. Știam că ceva se va întâmpla, așa că norii au început să vină. And we were sucked in by clouds on all sides. Așa că am fost înconjurați de nori în toate părțile. You couldn't tell which was up or down or east or west, it was just complete whiteout. Nu știam unde este în sus sau în jos, est sau vestul, așa că eram pierduți. We did make it to the top, but we made it to the top exhausted. Am ajuns la vârf, dar am ajuns foarte obosiți. And much of our supplies were depleted. Și multe din rezervele noastre erau consumate. And we still had about 9 miles to go to make it back to camp and back to the truck. Așa că mai aveam 9 mile ca să mergem înapoi unde aveam mașinile parcate. Well, to make a long story short, before we could ever make it back there, ran out of water and we ran out of food. Ca să scurtez, am ajuns fără mâncare și fără apă. It began to snow. A început să ningă. And the weather started getting worse. Și vremea s-a înrăutățit. And we struggled getting down the hill. Și aveam coboram cu mari eforturi. Now as you can see, we survived. I made Așa cum it. I'm standing here today. Am supraviețuit. But it was because we lacked to prepare properly with enough food. A fost din cauza că nu ne-am pregătit cu suficientă hrană. That we nearly got ourselves into a lot of trouble. Și aproape că am era să intrăm într-un necaz mai mare. Preparation in mountain climbing is very important.
Pregătirea pentru urcarea pe munte este foarte importantă. But preparation in preparing for Jesus's coming is more important. Pregătirea pentru revenirea lui Hristos este cu mult mai importantă. We should prepare all that we can, get all all the things that we need. Să ne pregătim cu toată puterea noastră și să facem toate lucrurile de care avem nevoie. To make sure that we can endure any kind of delay. Ca să putem fi siguri că putem să rezistăm la orice amânare. Or any time or any kind of that which would challenge us on the way to heaven. Sau la orice altă provocare care ne-ar sta în față în pregătirea noastră pentru cer. One who prepares and takes more than anticipated. În timp ce ne pregătim și ne ia mai mult decât anticipăm, are going to be ready during the delay time. Trebuie să fim gata și pentru timpul acesta de întârziere. Again, the wise virgins showed that their hearts were connected to the bridegroom. Din nou subliniez, acele înțelepte fecioare erau legate de acest mire. And they did their best in their preparations to make sure that they were going to be there. Și au făcut tot ce era posibil ca în acea zi să fie acolo. And that is the same with us. Așa se întâmplă și cu noi. Now it's interesting, the wise virgins, interesant că aceste 10 fecioare înțelepte, they weren't hypocrites. Nu au fost ipocrite. The foolish virgins had a regard for the truth. Cele neînțelepte au disprețuit adevărul. They have even advocated for the truth. They would share it. Ele nici măcar nu au prezentat adevărul, nu l-au împărțit altora. They were even attracted to the truth. Nu erau atrase de adevăr. So the five virgins weren't hypocrites per se. Așa că aceste 5 au devenit ipocrite. But what they failed to do is to surrender themselves fully to the Holy Spirit. Dar celelalte înțelepte s-au pregătit, s-au predat totului Duhului Sfânt. They did not fall upon the rock of Jesus Christ and be broken. Cele neînțelepte n-au căzut pe stâncă lui Hristos ca să fie zdrobite. They were much like the stony ground hearers. Remember in that parable you had the different types of soil? Ele erau ca acel pământ pietros. Care... And the stony ground hearers were ones where the seeds fell and they sprouted for a little while, but then the sun came out and it withered. Când sămânța a căzut într-un loc pietros, a răsărit, dar când a dat soarele, s-a uscat. These were what the five foolish virgins were like. Așa erau cele 5 neînțelepte. They had a regard for a truth, they have an interest in the truth, they even shared the truth, but they were not fully submitted to the truth. Ele erau interesate de adevăr, chiar propovăduia despre adevăr, dar nu s-au predat cu totul adevărului. They had not fully surrendered their lives to the work of the Holy Spirit. Nu s-au predat viețile lor lucrării Duhului Sfânt. They were content with the superficial work in their lives, but not the deep work of the Holy Spirit. Ele erau mulțumite cu o lucrare superficială în viața lor, nu cu o lucrare profundă. Their attentions and affections were not fastened upon Christ. Atenția lor nu era îndreptată către Hristos pe deplin. They don't pay close attention to him, studying his character so that they would be more like him. Nu atribuiau atât de multă atenție caracterului său ca să fie mult mai asemenea lui. They did not spend time holding communion with him. Nu și-au petrecut mult timp având comuniune cu el. And therefore when it came to the end, they don't really know how to trust Jesus in those last days. Când a venit sfârșitul, nu au știut cum să se încreadă în Hristos în acele zile de pe urmă. But the wise virgins had prepared. Dar cele înțelepte s-au pregătit. The wise virgin had spent time in prayer. Au petrecut timp în rugăciune. The wise virgins knew what it meant to trust and to yield and to wait patiently. Cele înțelepte au știut cum să creadă, să cedeze și să renunțe la celelalte în timp ce așteptau. To spend time in his word. Să petreacă timp în studierea cuvântului său. Hiding the word in their hearts and studying the life of Christ. Ascunzând cuvântul în inima lor și studiind viața lui Hristos. Wanting to be like Jesus. Dorind să fie ca Hristos. So,
We want to be like the wise virgins. Amen. Așa că noi vrem să fim ca cele înțelepte, nu-i așa? We want to prepare for any contingencies that may happen. Să fim pregătiți pentru orice s-ar putea întâmpla. Wise virgins in their lives show that they don't want to be any other place other than where the bridegroom comes. Cele înțelepte nu vreau să fie nicio altă parte decât în locul unde mirele avea să fie. They want to be with the bridegroom above anything in this world. Ele vreau să fie cu mirele deasupra oricărui lucru din lumea aceasta. And they're going to do whatever they can to be prepared for that day. Și făceau tot ce erau cu putință să fie pregătite pentru ziua aceea. I think they're going to be a lot like us here through this week, where you have come night by night, extra time. Așa cum s-a întâmplat cu noi în această săptămână, a venit seară după seară, un timp extra. To hear these stories and to learn what we can. Să auzim aceste povestiri și să învățăm ceea ce putem. Wise virgins will take every opportunity possible to learn and grow in Jesus. Cele înțelepte vor folosi orice ocazie pentru a învăța și a crește în Hristos. We want to be prepared, amen. Noi vrem să fim gata, nu-i așa? And I pray we will be. Și rugăciunea mea. I want to close with one story. Vreau să închei cu o povestire. When I was in the military, când am fost în armată, there was a thing that you always had to have ready. It was called a mobility bag. Trebuia să ai tot timpul gata ceva anume. Era acel sac permanent mobil care trebuia luat. It was a large duffel bag. You know what a duffel bag is? Very big stuffy, you know, to stuff your bag, very big duffel bag. Era un sac, un rucsac mare, dublu. And a mobility bag was to contain a clean couple of sets of uniforms, underwear, toiletries. În acest sac de plecare trebuia să fie echipamentul luat, un costum de rezervă, de militar, un lingerie intimă și altele. Like a constantly packed suitcase. Ca un geantă de voiaj când pleci undeva. So that at a moment's notice, if we were called, you would grab your duffel bag and go to where you were to report to. Ca în momentul când era ceva, o alarmă, trebuia să iei acest sac și să pleci. In case there was an emergency or a war that we had to go through very quickly, we had to have that mobility bag ready. Așa că acest rucsac mobil trebuia să fie gata întotdeauna. And usually we just had the drills. The drills would come by surprise periodically. Aveam exerciții care se perpetuau, aveau loc mereu. Sometimes the sirens would go off at midnight, sometimes it would go off at 4 in the morning, sometimes it would go at noon. Câteodată sirena era în mijlocul nopții, altădată dimineața, altădată la prânz. And anytime you heard the sirens, you got your duffel bag and you reported to where you had to report. Și când auzeai alarma, trebuia să ții acest rucsac mare și să te duci unde trebuia să te duci, unde ți era locul. Everything was supposed to be clean, but there was one thing sometimes us military people would do. Era un lucru pe care noi militarii îl făceam. We would use our duffel bags for laundry bags. Foloseam acest rucsac pentru lucruri pentru lenjeria murdară. They were very convenient laundry bags. Așa că erau un coș de rufe murdare. You could stuff them with dirty laundry then carry them down to the laundry room. Te duceai cu ele la spălătorie și le deșertai acolo. And so you had to have that you had to have the duffel bag ready all the time because in an inspection they would inspect your duffel bag, make sure it was Trebuia să ai acest rucsac de alarmă gata pentru că erau inspecții care controlau acest sac. And dirty laundry made it look like it was packed. Și aceste rufe murdare arătau ca și cum tu aveai totul împachetat acolo. So you could get away in inspections many times that way. Așa că puteai scăpa de inspecție de multe ori în felul acesta. And I can remember when I was in basic training. Și mi-am amintesc când eram într-un antrenament, într-un. One of our instructors told us a story about mobility bags. Unul dintre mai mari noștri ne-a spus o povestire despre acest rucsac de urgență. It was during the Vietnam War. A fost în timpul războiului din Vietnam. And they had a series of drills going on where they would go out to wherever they had to report, and it turned out it was just a drill.
Erau multe alarme care trebuia să meargă acolo unde erau desemnați, dar de multe ori s-a văzut că e numai un exercițiu. So the drill would go off and they would take their bags, and then the drill would go off and they would take their bags back to the room. Așa că exercițiul se termina, alarma se termina și luam înapoi acest rucsac și îl duceam. And it would go off and on and off and on and off and on to where people weren't paying attention to it. Și așa în sus și în jos, tot mereu, până când oamenii nu mai dădeau atenție la aceasta. So people were putting dirty laundry in their duffel bags again. Așa că puneau din nou rufe murdare în acest rucsac. And one day the alarm went off and everybody had to report to the tarmac, the runway. Așa că într-o dimineață a fost alarmă și toți trebuiau să se prezinte la pista de decolare. And they loaded them on a bus. Așa că s-au urcat în autobuz. And they drove the bus out to the airplane. Cu autobuzul s-a dus la aeroport. And usually it would stop right there and the drill would be over and they all go back home. Așa că acest exercițiu se va termina și din nou vor merge acasă. But this time the bus gets there and they told them to get off the bus. În acest timp autobuzul a sosit și li s-a poruncit să se urce. And to get off the bus and go inside the plane. Și să urce, să dea jos din autobuz, să urce în avion. And my instructor remembered, oh boy, they're going a little further on the drill this time than they usually do. Cel care povestea a zis, acum se duce mai departe acest exercițiu. So they sat in the plane for a while and then the engine started up. A stat în avion puțin și motoarele au pornit. And they're thinking, "Whoa, they're really making this drill seem real live drill." Așa că se gândeau, acest exercițiu arată ca și cum ar fi adevărat. And the plane began to taxi on the runway. Și avionul a început să miște pe pistă. And then not only did it taxi, but it finally took off into the air. Nu numai că s-a mișcat pe pistă, dar și a luat zborul. And everybody was talking saying, "Oh, they'll probably circle the airport a couple of times and come back home." Și s-au gândit, o să înconjoare aeroportul de câteva ori și o să ne ducă înapoi jos. Well, they circled two times. Au încercuit de două ori. And they went to Vietnam. Și s-au dus în Vietnam. With dirty duffel bags. Cu acele lenjerii murdare în rucsacele lor. Some of those men, all they had was the uniform on their back, the rest of it was dirty laundry and underwear. Câțiva aveau numai uniformele după ei, în rest în rucsac erau numai rufe murdare. And they had to go to a war zone. They went to a war zone less prepared than if they would have had their bags ready. Așa că au mers într-o zonă de război foarte puțin pregătiți. Dear ones, as we wait for Jesus, let's not have dirty duffel bags. Așa că cum noi așteptăm pe Hristos, să nu avem aceste bagaje de rufe murdare. Let's prepare with good things and clean things and proper things. Să ne pregătim cu lucruri bune, lucruri curate, lucruri potrivite. So that when the midnight hour comes and we hear, "Behold, the bridegroom cometh," we will not have dirty laundry as we go into heaven. Așa când această strigare de la miezul nopții se va auzi, iată mirele, să nu fim ca aceia care au ieșit cu aceste bagaje neechipate. Let us be prepared for his soon coming. Amen. Să fim gata pentru apropiata revenire. Thank you. Amin.